Luna aprilie este acea perioadă din an în care Giorgio Veni s-a obișnuit să participe la evenimente culturale memorabile organizate la ei în oraș. Este vorba despre ediția de primăvară a Culturii Giorgio Vene, program dedicat exclusiv lecturii, muzicii, picturii, dansului și nu în ultimul rând teatrului. Așadar, pe 9 aprilie începe maratonul acțiunilor prin care melomanii își pot orienta atenția către tot ceea ce înseamnă tradiție și artă. Am căutat și în acest an să cuprindem practic toată paleta culturală artisticului, în așa fel încât niciun iubitor al artelor să nu fie vitregit, să se regăsească cel puțin într-o seară, două. Pot spune că din cele 35 de activități culturale artistice pe care le-am propus, vreau să vă reamintesc că am plecat de la două în urmă cu câțiva ani, două evenimente, și am ajuns la 35. Cel puțin din 35 pot să coti fără teama de a găsi că 16 dintre ele sunt adevărate evenimente culturale artistice. Prima acțiune de acest gen este programată pe data de 10 aprilie la Ateneul Nicolae Bălănescu din Giurgiu. Aici va avea loc un concert simfonic al orchestrei Giurgiu Vene Valahia, eveniment care deschide astfel seria acțiunilor culturale din această primăvară. Mă gândesc la festivalul de concurs care vor avea loc în număr de 4 pe segmentul dansului modern, pe arta corală, deci Festivalul Național Coral, festivalul concurs 2 la nume de creație artă plastică, alte evenimente care le-aș sublinia din cele 35, să știți, ar fi, de exemplu, prezența în întregime a operetei Dacian, Ion Dacian, la gala operetei române, pe data de 24, dacă rămânem în ograda muzicii de factură cultă, avem o seară de operă minunată cu artiștii ai operei române din București. În mai tot la muzica de factură cultă, Academia de Muzică cu studenții, soprane, tenori, cei mai talentați vor fi pe scena Ateneului nostru. Nu am uitat nici iubitorii muzicii ușoare în acest an și vreau să amintesc aici faptul că vom putea să vedem, vreau să spun că totul va fi gratuit, cum este în fiecare an și la toate activitățile pe care noi le desfășurăm, pentru că sunt cu banii comunității pentru comunitate. Tot Centrul Cultural Local Ion Vina pregătește mai multe lansări de carte, spectacole de muzică ușoară, dar și de factură cultă, populară și simfonică. Ineditul acestei ediții rămâne de departe Festivalul Teatrului Giurgiu Vean, în care vor evolua atât actorii profesioniști, cât și cei amatori. Vom avea bucuria și plăcerea să avem printre noi pe Bănică Junior, de ce nu pe Loredana, și să mai spun Shift, Lidia Buble și alte, să zic așa, nu surprize, pentru că afișul este deja în oraș și tot acest program se poate vedea de iubitorul frumosului. Aș mai vrea un lucru inedit, să vă spun că în acest an vom avea și zilele Teatrului Giurgiu Vean, care avem așa un număr de 9 piese deja montate pe care le vom prezenta iubitorilor de teatru.